Karate Sentimental de Dina Cocea. Trebuie să fie Dan. Sună, dragă, sună până ce o să vină Marina să-ți răspundă. Slavă Domnului. Marina! Ieși de sub duș că o să răcești. Vezi că am spus eu. Unde mă frețe, te rog, te rog. Așteaptă pe Angelica. Nu știu unde a pus spiritul. Ce? Angelica, pe de acum n-a venit încă? Credeam că e la ea în cameră și învață. Dar unde o fi umblând la ora asta? Ea nu întârzie niciodată, Zoica. O fi reținut-o profesoară. La ora asta? Hai, termină odată cu spaimele tale. Iar ore după amiază, tu le-ai dimineața. Nu te-ai obișnuit încă cu 9 ora? Ba da, dar nu înțeleg cum se admite. Cum se admite ca o fată tânără să umble noaptea singură pe străzi, așa, teleleu singură? Hai că ești caragioasă. În primul rând că nu e noapte și în al doilea rând, Angelica are 16 ani și nu i se poate întâmpla nimic. Nimic, până într-o zi. Nu-l văd pe cel care ar încerca să o violeze. Zi mai bine, Doamne ferește. Ferește-l, Doamne, pe el. Asta cam așa e, nu știi? Auzi, dar ce ne gătești bun acolo? Dar nu vezi ciorbă. Și mai ce? Răbdări prăjite. Că de o săptămână de când a plecat mama în deplasare cu afaceri, tot în răbdări prăjite ne-ai ținut. Auzi? Da, nici duminică nu facem o masă așa ca lumea. Dacă nu-ți place, așa? Pune tu mâna pe cratiță, dar ți-o cedesc cu plăcere. Eu? Să-mi stric mâinile? Mai bine rap de foame, hai, lasă, gata. Auzi, Zoica, surioara mea mare și bună și dragă, dar mâine e duminică și nu ne faci tu o prăjiturică acolo? Ba da. Știam eu. Uite-te, scol la ora 6, te duci să iei lapte, cureți nucile, bați ouăle spumă. Hai, gata. Hai, lasă-mă, mai bine mă lipsesc. Că mă șelez. Auzi, mai bine te duce să te schimbi. O să te alegi cu guturai dacă te mai plimbi mult cu halatul ăsta aud pe tine. Iar mama o să mă certe pe mine că nu am grijă de odorul ei. Mama ar face bine să mai stea și pe acasă, să știi. Când ai 13 de mari, ești datoare să le păzești, să ai grijă de ele. Auzi, Marina, nu ți-e rușine să o judeci pe mama? Pentru cine se spetește muncii, nu pentru noi? Aiurea, ea muncește așa, din pasiune. Când să mai bătim și pentru noi? Poftim? Uite-te și tu, e aproape 8 și aia mică tot n-a venit. E 8, Zoica. Vine, ea n-am grijă. Tu mai bine vezi-ți de tine, da? Hai și lasă-mă în pace că am treabă. Critură. Bine, hai. Mame-mi-mo-mu. Dacă mai sună telefonul, răspunde tu. Și dacă e Dan, da? Spune-i că mâine n-am chef să-l văd. N-am chef. Auzi, dar n-ai putea să-i spui chiar tu? Marina! Hai mă, Marina, vezi, trebuie să scot eu castanele din foc. Ce minciună să mai scornesc. Bietul băiat, în fiecare duminică speră să te vadă, iar tu de fiecare dată îți bați joc de el. Nu-mi bați joc. Dar ce vrei? Gusturile noastre nu coincid. El vrea la cinema, eu la concert, eu la teatru, el la fotbal. Fotbal! Dar să-și caută voleibalistă, poate să înțelegem cu ea mai bine, nu? Hai, gata! Mame, mimomu! Oh, Marina! Mare răbdare va trebui să aibă cel care te va iubi. Tachitan, spune că m-am culcat, da? Alo? Da? Bună seara, Dane! Nu, e... Adică e, dar s-a culcat. Nu face nimic, nu te scuza. Da, știu, nu e târziu, dar... O durea capul. Păi mi-a spus să-ți comunic că mâine nu se poate întâlni cu tine. Da. Da, cred, îmi pare rău și mie. Auzi, Dane, eu zic să o chem mâine dimineață. Da, poate o convins să meargă la teatru, nu? Uite, Visul e nopți de vară, de exemplu. Da. Ce, durează 3 ore? Ei bine, dar e Shakespeare, nu? Merită sacrificiu. Bine, te fac eu rost. Cum? Bine, da, și...
Auzi, dacă vrei un sfat dezinteresat, nu-i mai pomeni de fotbal. Așa, Dane, ne-am înțeles? Uite, o sun mâine dimineață, da? Bine, bine, nu mulțumi. Hai, hai, noapte bună. Marina, Marina. Te-ai culcat? Te-ai culcat, Marina? Păcat? Voiam să-ți dau un cataif. Nu vrei să mănânci un cataif? Ah, cataif! Pasiunea mea, pasiunea mea! Păi, dar știam eu, știam că ne-ai pregătit totuși o surpriză, că tu e sora noastră mare și bună și dragă. E, lasă-mă. Ah, nu. Nu, că nu pot. Nu pot, o aștept pe aia mică. Oh, păi nu pot să mănânc fără ea, Zoica, chiar nu pot. Dar ce face? Marina. Ce face, domne, de întârzie? Ai, Zoica, ești sora noastră cea mare, nu? Auzi, fă-i o morală, o morală bună, bună de tot când o veni. Uite-te că tremur toată. Nu știu, de frig, de frică, nu știu. Nu știu prostiile astea, Marina. De ce să-ți fie frică? Auzi, mai bine spune-mi ce program ai tu mâine, da? Am uitat să spun că am pus mâna pe două bilete la Visul nenopți de vară. Super tare! Păi da, eu sunt ocupată, așa că dacă vrei tu... Mi le dai mie? Da, ia-le și du-te cu cine vrei tu. Păi dar n-am cu cine. Angelica are precis antrenament. 100% are antrenament. Plus că colegele mele toate au plecat în excursie la Predeal, așa că... Păi poate... Poate Dan. Dan? Hai, lasă! Nu stă el 3-4 ore la Visul unei nopți de vară? Ei, pentru tine poate să stea. E... Numai că eu i-am transmis din partea ta că... Că? Că? Că n-ai chef să-l vezi mâine, da? Hai, mă, Zoica! Sper că mi-ai spus așa, textual. Ei, da, chiar așa i-am spus. Ei, și ce? Ei, da, chiar dacă i-ai spus. Ce, singură, nu mă pot duce? Nu, Marina! Nu? Nu mi-ar plăcea să te întorci pe întuneric singură acasă, da? Bravo! Dar de Angelica nu-ți pasă că a apucat-o noaptea pe străzi? Sau cine știe pe unde e? Marina! Da! Se grijă de mine, care am 17 ani, iar de ea, care are numai 16. Nu-ți pasă! Mama pe tine mi-a recomandat în mod special. Pe mine? Da! Pe mine! Păi asta-i culmea! De ce tocmai pe mine? Pentru că tu cu fumurile tale de a te face actriță... Știi mai cu cine umbli? Ce? Sau cine îți poate suci capul? Zoica, tu vorbești serios? Asta e o jignire pe care chiar nu pot suporta, să știi. Mai ales din partea ta, care mă cunoști mai bine chiar decât mă cunosc eu pe mine însă. Să-ți fie rușine! Hai, Marina, nu te supăra. Hai, lasă-mă! Ai dreptate, da? Hai, măi, că am glumit. Da? Hai, iartă-mă. Uite, sunt și eu puțin nervoasă astăzi, nu? Dar de ce? Te-ai certat cu Victoriar? Ești o proastă! Zău, Zoica, el te adoră! Știu! Da. Dar nu-i mai suport crizele de gelozie. Greu mai ești cu bărbații ăștia. Dacă nu sunt geloși, spune că nu ne iubesc. Dacă... Hai, termine cu banalitățile astea de duzină. Asemenea reflexii nu sunt demne nici de tine, nici de mine. Adevărul e că Victor e prea... rigid. Hai, zi mai bine încuiat. Ia, haide, mănâncă-ți cataiful și du-te și te culcă, da? Azi spui numai prostii. Auzi, Zoico? Zoica? Ce? De ce nu s-a recăsătorit mama? Marina! Ce-ți veni să pui asemenea întrebare? Tu nu-mi răspunzi printr-o întrebare, că nu ține să știi. Nu știu! Și oricum, nu se cade să emitem noi păreri despre ce a făcut sau nu a făcut mama. De ce? Dar ar fi foarte instructiv pentru noi, ca să știm cum să ne apărăm în viață împotriva acestor monștri pe nume bărbați. De unde scos tâmpenia asta? Da, mai ce monștri? Monștri sunt! Auzi, monștri. Dacă mama nu s-a înțeles cu tata și a divorțat, nu înseamnă că el era un monstru. Se poate. Dar ceilalți? Cei care i-au făcut curte și i-a refuzat, a? Să știi că unul chiar mi-a plăcut. Cine? Nu era așa arătos, dar era serios și deștept. Ăla mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut. Mai întâi, așa? Că nu era cazul să-ți placă ție, da? Nu, cum să nu? Și apoi, poate nu era atât de serios pe cât crezi. Aha! Așadar, tot un monstru. Dacă spui că nu era serios, deci era un monstru. Dar n-am spus asta. Și Petrescu? Că... Petrescu! Da. Asta era...
Ăsta era chiar frumos, da. Așa era... Avea o frumusețe așa de tenor cu... Da, da, avea gura arcuită, nu? Da. Ochii visători, pieptul bombat, așa, mâini, mâini care gesticulau necontenit. Da, mă, dar mersul era un pic afectat. Un pic, da, un pic. Da? De ce spun eu toate astea? Uite cum mă oblig să trâncănesc vrute și nevrute. Ia, hai, du-te și te culcă și lasă-mă că m-ai plictisit. Hai, nu, ba nu, ba nu, surioro. Te-am prins acum și nu te mai las. Nu te mai las. Și să nu-mi spui că mama s-a sacrificat pentru noi. Și de ce nu? E? Trei fete de crescut să știi că nu-i ușor. Nu, tocmai de asta. Ar fi avut nevoie în casă de un bărbat. Un bărbat bun, rău, bărbat să fie. Mă, da frumoasă părere despre căsnicie. Auzi, bun, rău, bărbat să fie. Da. Auzi, de ce e cer lui Dan să aibă și alte calități decât cele de mascul? Păi eu te-am întrebat de ce mama nu s-a recăsătorit, tocmai ca să mă lămuresc, ca să înțeleg ce e cu această specie cu care suntem nevoite, mai devreme sau mai târziu, să conviețuim. Dacă mama a respins atâtea oferte, înseamnă că niciun bărbat nu merita să-i fie soț. Da, mai ales să ne fie nouă tată vitreg. Și totuși, mi-ar fi plăcut să avem și noi un tată, chiar și vitreg. Dacă cel adevărat nu mai vrea să știe de noi, atunci... Uite că ne-am descurcat noi și fără el. Dar nu e drept, Zoica, nu e drept. Ce știi tu despre ce e drept și nu e drept? Sunt lucruri care ne depășesc. Poate, dar vezi, suntem mari acum. Intrăm în viață cu unele întrebări la care mama, singură, nu poate să ne dea răspuns. Marina, de mici am fost crescute de mama în așa fel încât să fim în stare să judecăm totul prin noi înșine. Da, să știm ce e bine și ce e rău și să ne putem da singure un răspuns la toate, drept, cinstit. Da. Și în primul rând să ne asumăm răspunderea propriilor noastre fapte. Știu, înțeleg. Dar dincolo de aceste cuvinte mari și frumoase, în care tu recunosc ești maestră, eu, totuși, trăiesc o dramă. O dramă! Da. Auzi, nu crezi că folosești un cuvânt cam mare? Nu! Găsește tu altul care să exprime ceea ce simt. Mă simt... handicapată, asta e. Da, handicapată. Îmi lipsește ceva. Și nu numai mie, să știi. Nu numai mie. Iulia. O știi pe Iulia? O știi. Da. Pe Sanda. Iulia și Sanda, colegele mele. Și Radu. Și chiar Emil. Emil cu aerele lui de mafiot. Așa, ce cu ei? Toți trăiesc o dramă. O dramă, Zoica. Unii nu-și văd părinții cu zilele. Ce zic eu aici, cu săptămânile, cu lunile? Alții sunt martorii unor scene absolut penibile între tată și mamă. Liana, da? Cea mai bună prietena mea. Plângea ieri cu sughițuri. Și știi de ce? Știi? Pentru că venea de la tribunal, unde o pusese maică sa martoră la divorț împotriva tatălui ei. Asta e groaznic. Vezi? Asta este. O dramă. Da, Marina, dar sunt cazuri triste, dar izolate. Noi am trăit întotdeauna într-o armonie. Și nu ne putem compara cu familiile astea destrămate ai căror copii sunt lăsați la voia întâmplării. Păi și noi suntem lăsate la voia întâmplării. Uite-te cât e ceasul. Unde umblă acum Angelica? Poți să-mi spui zi? Doamne, iar începi. O să sfârșești până am transmite și mie spaimele tale. Ar fi și timpul. Timpul să-ți pui și tu întrebări. Așa cum îi le pun și eu. De pildă, de ce e Victor gelos? De ce nu are încredere în tine? De ce? Păi să-ți spun eu de ce. Pentru că mama lui... Marina, nu-ți permiți! Pentru că Victor îl vede pe taică-su cum suferă. Dar închide ochii. Asta e. Auzi, e urât. Să știi că e urât ce faci, Marina. Nu! E urât ce fac adulții, Zoica. Da, oamenii mari care vor să ne dea nouă lecții de cum să ne purtăm, în timp ce ei... Nu generaliza. Noi nu suntem o familie unită. Noi nu suntem fericite. Și ca noi, câți nu sunt? Da, dacă ai face o statistică, nu știu zău cum ai putea să o scoți la capăt cu iluziile astea ale tale. Iluzii? Da, iluzii. Poate. Da, iluzii. Dar sunt frumoase. Eu vreau să văd numai ce e luminos în viață. Pe când tu scormoni, adulmeci, numai rău, urâturi. Nu înțeleg, de ce? Pentru că mi-e frică. Frică? De ce? De tot ce mișună așa în jurul nostru, de...
de întuneric, mi-e frică de violență. Mi-e frică de golanii ăștia de pe stradă care fac mișto de tine când treci pe lângă ei. Nu-i suport, Zoica, pe ăștia nu-i suport. Și mi-e frică de... Mi-e frică chiar și de patimile astea dezvăluite la meciurile de fotbal. Nu le înțeleg. Mi-e frică de huligani. De unul care poate să-ți iasă în cale dintr-un gam și... Marina, stai. Marina, ce-i cu tine? Hai, ce te-ai speriat? Ți s-a întâmplat ceva? Marina, spune, nu mă nebuni. Mi-e foarte frică. Și de ce... De ce întârzi acum, Angelica? Stai, de ce întârzi, zi tu? Uite, las, uite, dau un telefon acum, o sun pe mobil, da? Uite, stai, lasă-mi. Ia-te! Stai, se aude ceva! Hei! Petre, o deschide! Noi odată! Mai repede! Mai repede, că nu mai pot! Au rămată! Greu mai e. Abia l-am cărat. Dar ce stați așa și vă holbați la mine? Of, credeam că nu mai ajung sus. Credeam că nu mai ajung sus. Noroc cu liftul. Dar întuneric. Dar ce s-a întâmplat, Angelica? E rănit? E rănit, rănit pe dracu. Knockout, da, l-am făcut praf. Nu pot să cred, tu? Cum, când? Oh, Pramatia, m-a atacat. Aici, în gang. Eram sigură, Zoica, te-am spus că așa o se întâmplă. Când am plecat de la școală, am mers o bucată de drum cu Steluța. Așa. Apoi ne-am despărțit. Am luat autobuzul. Era o înghesuială. Mamă, dau o înghesuială. Trei derbedei. Se tot băgau în mine. Ba unul, ba altul, ba unul, ba altul. Eu am început să-mi fac drum așa cu coatele, ca să scap de ei și să ajung la țanc la ușă când s-o deschide la stația noastră, știți? Da, da, da. Ei, ei, derbedei după mine. Sosim la stație, se deschide ușa, dar eu nu cobor decât în ultima clipă în goană. Ei, ei luați prin surprindere, adică de BDI, doi dintre ei, au rămas blocați înăuntru. E pricăjitul ăsta, reușise însă să se strecoare așa. Și păș, îl aud că se ia după mine. Am grăbit pasul. Nu era țipenie pe stradă, țipenie nu era. Ei, am ajuns în dreptul blocului, am trecut de gang, când să intru... Îmi pune piedică. Atât așteptam, atât așteptam. Eram pregătită. M-am întors fulgerător și am ars un uvercut să mă pomenească. Da, da, băiatul țeapă, nu s-a lăsat. M-a apucat de mână ca să mă sucească soiția. Atunci am aplicat și eu toate figurile de karate pe care le știam. L-am lăsat jos. Ce-am spus, Marina, l-am spus. Dar nu-l vă bine pe cel care s-o legat de Angelica. Vai de mine, uite, mă privește, uite, mă privește. Auzi, dar nu înțeleg, nu înțeleg. Dar de ce n-ai mai cărat până sus? Trebuia să-l lași acolo, jos, păi, a fost mai cărat una. Mi-a fost milă de el. Priviți-l și voi, uite, priviți. Ce mutră de copil are. Ha, Marina, toarne o cană de apă în cap. Poate s-o trezi. Stai, mă, dar ce trebuie să facem cu el aici? Păi, ia. Stai. Auzi, toarnă-i tu, că mie mi-e frică. Mai găină plouată ce ești. De cine să-ți fie frică de ăsta? Da. Păi n-am ce alege din el. Hai, trezește-te, banditul, Nu mai vrei o aventură amoroasă? Nu mai vrei? Dar hai cu râne. Hai. Fuge. Marina, uita, repede, dați-mi ceva cu care să leg. O frânghie. Mă duc eu. Vreau. Și o fașă. În dulapul din baie. Cineucoplastul. Stai cu minte, puișor. Păi, nu facem nimic. Te legăm doar burduf. Îți facem așa un pic de educație. Așa, mai strâns, Zoica. Ia să te văd, băiete. Mai dai din copite, nărăvașule? Așa. Și acum brațele. O, dar nu țipa, zi, mai bine să rup mâna. Că dacă puneam poliția mâna pe tine, aveai parte de cătușă, nu de fundițe roz. Ia priviți ce frumos îi stă. Da, Zoica, acum dăm fașa să leg bine de tot, de scaun. Iar tu, Marina, ai văzut cum se procedează în filmele cu gangste? Ai, cum să nu? Ia, stupi gura cu leucoplas. Executarea, acum. Stai cu minte aici. Așa. O, fi mama. Ce facem? Dacă răspundem, o să-și lasă seama că s-a întâmplat ceva. De nimic nu-i scapă. Dar dacă nu răspundem, o să fie și mai rău. La ora asta știi că nu putem fi în altă parte decât acasă, nu? Mă, băi, ce faci? Mă, vrei să-ți mai trag un opercun? Hai, potolește-te! Hai, zi,
una de una. Fie ce-a fi. Răspund eu. Alo? Mama? Da. Nu, dormeam. Dar... Nu. Nu s-a întâmplat nimic. Fetele? Dorm, mamă. Da, cum? Alo? Nu știu. A, da, m-am împiedicat de firul telefonului. Nu m-am lovit, da. Bine, o să fiu atentă. Auzi, tu când vii? A, nu știi? Nu, da? Nu înainte de 10 zile? Bine, mămico. Da, nu-ți face griji. Mi-e dor de tine. Alo, da? Bine, noapte bună. Alo, mamă. Lasă-l la treabă, la treabă. Marina, Loico, reluăm firul. Hai, Loico, gasul. Fetele, frânghia. Băi, cocolești, dar genii de cocolești. Tan-tan. În ce moment imediat? Gata. Ne civilizatule, vrei să ridici tot blocul în picioare? Se refere poliția la ușa asta, vrei? Comisara Marina, nu mă mai băga în sperieți, gata, hai că i-a luat Mau. Ce? O să-ți iau eu ție, Mau, cum atât de frumos te exprimi. Dacă te mai prind că pui mâna pe casetofon asta, o să pățești. O să-ți iau Mau. Gata, uite. Nu mai pun mâna, uite, să-mi o tai dacă mă ating de el. Da. Hai, gata, hai, termină, măscăriciule, ești un măscărici. Ia, hai, zi mai bine, ce ai gătit azi, a? Mâncărică de fasole. Aoleu. Și clătite. Clătite, ia, te uită, un adevărat chef bucătar, a? Păi. Auzi, unde ai învățat tu să gătești, a? La școala de corecție? Știi ce? Dar nu-ți mai bagi joc de mine, domnișoară. Eu n-am fost niciodată la școala de corecție, păcat, da? Păcat, mare păcat. Ce-i cu mine, domnișoara Marina? Surorile matale m-au întors și pe față și pe dos, mi-au stors și laptele pe care l-am supt, dar nu m-au jignit, domnișoara Marina. Matale, cum mă vezi? Gata, mă faci de panoramă, gata. Eu n-am vorbe, de-astea, culte de-astea, cum culte, da? Zice domnișoara Zoica. Da. Păi de unde să le am? De pe șantier? De unde să le am? De pe Maidan, poate. Ba să mă iez chiar de pe șantier, că destul l-am tras la sapă, în timp ce alții făcea orice, numai să nu lucre ce muncea. Că de-aia am și fugit de acolo. De m-am sastisit și le-am zis să lege cățeaua, că am gătat cu ei. Că de asta... Adică... Ce? Sastisit? Să lege cățeaua? Oh, frumos, te exprimi, așa, cult, da, frumos. Cum și eu, Marina? Da. Dar de unde să am asta? Ce? Mă rog, ce zici, matale? De unde? De unde? De la maică, dar de la taică tu? Nu spune că ei sunt oameni cu frica lui Dumnezeu? Oameni muncitori, cinstiți? Da, drept. Da? Numai că eu n-am avut minte. Am avut șucări cu neamuri, le-am făcut de acasă, chestii, frate, de-astea. Ce ai avut? Șucări? Șucări? Da. Ai fugit de soi rău ce erai, asta e. Ba, nu, că de bine ai fi fugit, na? Da. Mata, ce știi de ce se întâmplă pe lumea asta? Hmm? De ce sunt în star pe locul 3, cum obișnuia să spună Nea Mihai de la cantină? Nea Mihai? Da. Nea Mihai de la cantină? Mișu, ce aici? Mișu, da, dar vezi că mă înduioșezi. Cine e om de nădejde, își culește drum drept și cinstit de oriunde ar fi. Asta e corect. Da, sunt de la, ascultă aici și să-ți intre bine în cap. Dacă surorile mele te-au salvat de poliție, dacă ți-au dat găzduire, deși eu le-am spus că nu o să treacă mult și o să ne faci de petrecanie, da, că am început să-ți adopt stilul, acum mă și enervează, să nu-ți închipui că nu te-am luat la ochi, că eu nu cred o iotă din toate poveștile astea pe care le îndrugi aici non-stop într-una. Nu sunt povești. Prășoară Marina, să mor, nu sunt povești. Oh. Derbedeu pot spune că sunt, dar mincinos nu. Că îți faci păcate, domnișoara Maia, îți faci păcate cu mine. Hai, gata, să zicem că te cred, gata, hai, ia, dă-mă o clătită. Aoleo, vai de mine, nu pot. Cum nu? Păi, dar nu mi se lasă coteala, i-am făgăduit domnișoare Zoica, că-i dau la masă 30 de bucăți în cap. În cap? În farfurie, în mână. Ia te uite ce om cinstit. De atacat femei nevinovate pe la colțuri de stradă, știi. De furat legitimații false, știi. Eu legitimații false, da. Nu e adevărat, e o minciună asta, nu e? Nu, ia, dar asta ce să fie aici? Păi asta e de la o căină. De la o căină, de la ucin. Ce e asta? Te aud, Uniunea Cineaștilor. Cine fură azi un ou, știi tu proverbul ăsta, sandel cu ou, știi? Cu ou, cu vou, da, știi? Da, fură mâine chiar un bou. Ei, da. Ca să vezi, da. Dar să nu mă faci pe mie hoț, domnișoară. Eu am dreșit-o pe stradă la ieșire de la cinematograful studio. Da, o căină, nu știu, jur, pe cuvântul meu. Așadar, nici mincinos, nici hoț, da? Da, sandel?
Nici, nici. Nu, nu, nu. Hai, 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 hai. Da, gata, gata, gata. Dăm o clătită. Hai. Nu, nu, asta nu, nu pot. Dăm o clătită. Nu pot să dau. Na, na, poți să-mi prinde-mă dacă poți. Na, hai, prinde-mă. Dă-mă o clătită, te rog. Hai, te rog. Tu ce-ai săita? Hai, dă-mă o clătită. Tu ce-ai săita? Oră! Oră clătite! Lasă-mi, stai locului, am vrut doar să te încerc. Hai. Hai, pune farfuria la loc, hai. Aoleo, și vezi să-mi te scumpești la dulceață, da? Of, hai, gata. Salut, Casanova. Casanova. Ce? Ce? Firar al dracu de viață, cine m-a făcut pe mine? Ce-i cu tine, Sandel? Păi ce? Hai, ce-ai rămas cu farfuria în brațe? Ce faci, plângi? Ia, hai să vedem ce s-a întâmplat. Marina, da? Hai, măi, Marina nu e rea. Mă, dar mă urăște. Dumnezeu, ca să plec. Mă, te ești bună cu mine, dar în șoara Marina mă face mincină, mă face hoț, mă spune cum să vă fac de petrecanic, m-a jurat și de casă, nu știu, mi-a spus ceva rău, cu casa, casa nova, casa vovo, casa nu știu. Casa nova? Chiar așa ți-a spus? Păi este un compliment, Sandel. Ce, cum adică? E, las că spune mai târziu. Casa hai, nova? Hai, șterge-te la ochi, uite, hai, uite-te la mine, hai, ascultă-mă bine. N-ai să pleci nicăieri până nu-ți spun eu, bine? Și nu mă dai la poliție? Auzi, dacă voiam să dau pe mâna poliției, o făceam din prima clipă. Corect. Dar tu nu ești de poliție. Tu ești un băiat bun care s-a rătăcit pe cărări greșite și vreau să te ajut să-ți găsești și tu un drum. Nu să mai orbecă-i pentru întuneric, înțelegi? Păi... Adică nu pot zice că înțeleg, dar nici că nu înțeleg. Nu, mama lor de bișnițari. Matale nu știe, dar... Ce să știu? Ce să știu? Nu, nimic. Bine. Uite așa să vie cum zici tu. Hai, du-te la baie și spală-te pe mâini și pe față. Că acum trebuie să vină și Angelica de la antrenament să nu te vadă că ai plâns. Da, mă duc. Și vezi, depășește încet. Marina are de învățat. Bine, bine. Alo? Alo, cine? A, mama? Mama, unde ești? Când vii? Tocmai săptămâna viitoare. Foarte bine. A, adică nu, foarte rău, da. Nu s-a întâmplat nimic. Da, sigur, totul e în regulă, da, suntem sănătoase, da. Da, Angela e la antrenament, Marina învață. Da, o chem îndată. Stai. Alo? 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 Stai că n-aud. Alo? Ia uite, n-a că s-a întrebat. Ai venit, bună. Angelica? Bună, Doico. Uite, chiar acum a sunat mama. Da? Da, s-a întrerupt tocmai când te chemam. Și când vine? Mai întârziu, săptămâna. Oh, slavă Domnului. Păi de ce tot o să afle, nu? Dar până vine, mai avem timp să-l expediem. Angelica, nu vrei să-l aruncăm în stradă? Oh, nu. Da, ne mai putem gândi, nu? Mai putem chipzui. Mă rog. Sunt așa de frântă și mi-e o foame. Mamă, dar mi-e o foame. Mă duc mai întâi să fac un duș. Nu intra în baie, sunt de la acolo. Cum? Iar e sunt de la acolo? Da, nu mai, gata, nu mai suport. M-am hotărât. Azi îl tund. Bag foarfeca în el și har și gata. Hai, nu, termină. Nu, ai dreptate. Nu, oricum o să-l tund de la poliție. Angelica, cum a fost vorba? Nu știu. Să-l ținem aici până îi facem un rost, da? Până îl punem pe linia de plutire. N-am hotărât așa? Știu, așa-i, dar e prea riscant. Ha, tu spui asta? A, nu cumva ți-e frică de el? Mie? Dar cum să-mi fie frică de el? Îl fac knockout la prima mișcare, da? De buclucul în care ne-am băgat, de asta și mi-e teamă. Angelica. Și mai ales de ce o să spună mama când o afla. Dar eu o să înțeleagă, sunt sigură. Uh-huh. Și o să-l accepte. Dar cum? Tu te-ai gândit serios? Adică că ar putea rămâne la noi definitiv? Da. Pentru un timp cel puțin, da. Păi și Victor? Ce o să spună Victor? De 3 ori l-ai amânat săptămâna asta. Nu cumva te-ai îndrăgostit de mafiotul nostru? Ei, ai e un caz interesant, atâta tot. Așa. Vreau să văd cum poate modifica mediul înconjurător comportamentul acestui tânăr. Uh-huh. Da, din punct de vedere pedagogic. Uh-huh. De asta mă interesează să-l studiez. Ce spui, Zoico?
Ți-ai descoperit un cobai pe care să-ți pui în aplicare teoriile despre educația handicapaților mentali? Băiatul ăsta nu e un handicapat mental. Da, da, pușla mai este, recunoști? Dacă nu fi și mai rău. Adică ce vrei să spui? Să știi că și eu îl studiez îndeaproape. He? Pe cine studiază aici? Pe ăsta din baie. Da! Ah, păi și eu studiez. Da. Și eu, da, da, da. Fac un studiu personal despre poziția bărbatului în societatea feminină. Dar ce, ăsta e bărbat? Aolo, că nu prea e, dar e așa un fel de surogat. În chip de cobai merge. Da, da, da. Merge ca să-l terorizezi, tu asta e. Auzi, să spun ceva, Angelica. Figurile tale de karate, da? Sunt nimic pe lângă săgețile pe care îi le aruncă domnșoara. A, ți-e teamă să nu-i străpungă inima? Fii atentă, Marina, nu te juca cu focul. Opa. Nu răni prea tare că... Ba, să afle și el că o femeie poate face knockout un bărbat și cu pumnul și cu săgeți otrăvitoare. Și nici nu merită mai mult acest, așa zis, sextare. Chiar nu merită mai mult. Mai, Marina, nu să știi că mă îngrijorez cu teoriile tale despre bărbați. Auzi, tu crezi că relația bărbat-femeie nu e decât un război continuu? Eu cred, părerea mea, este că Marina are dreptate. Iar tu, Zoicu, ești prea, nu știu cum, prea idealistă. Cât despre zândel, înțeleg că vrei să-l ajutăm pe băiatul ăsta, dar crezi că merită? Chiar. Păi, dar ca el sunt atâția alții, nu? Da, chiar așa. Deci, nu e rolul nostru să intervenim în rosturile unor foruri specializate în reeducarea acestor vagabonzi. Corect. Uite, să știi că eu cred că fiecare își poate lua asupra sa răspunderea. Da, atunci când întâmplarea îl pune față în față cu un asemenea caz. Să încerce măcar să schimbe cursul unei vieți tinere, rătăcite. Și uite, care cu răbdare, cu suflet, mai poate fi îndreptată. Dixie! Spune sora noastră mai mare. Ale, iată e. Să știți că e liber la baie, mulțumesc. Hai, vino, Sădel. Domnișoară Angelica. Da, hai, curaj, nu te speria. Dar nu crezi că o să-ți fac jiu-jitsu în fiecare zi, nu? Păi nu, dar ieri m-ați Ieri așa ți-am ținut o lecție cu aplicații practice. Bine, da? Angelica. Ca să fii mai competent data viitoare, când o să mai ai poftă să ataci pe cineva la drumul mare, știi? Angelica. Sândel nu o să mai atace niciodată pe nimeni. Nu-i așa, Sândel? Domnișoară, să mă bată Dumnezeu! Lasă-l, băie, lasă-l pe Dumnezeu în pace! Dacă de bătut are cine să te bată dacă mai faci pe gogomanul? Ha! Ai avut noroc odată, știi? Dar ulciorul nu merge de multe ori la apă. Angelica? Corect! Angelica, gata. Nu mă speria. Uite, a trecut o săptămână și băiatul ăsta n-a făcut niciun rău. No. Și dacă în continuare o să ne asculte, o să vezi ce băiat de treabă o să iasă din el. No. Nu-i așa, Sândel? Eu vreau, zău că vreau. Ce parcă eu vreau să mă salte poliția. Nu de poliție trebuie să-ți fie teamă, Sândel. De tine trebuie să-ți fie teamă. De tot ce poți tu să faci din prostie. Drept e că cam prost sunt. Sunt prost de dea un gropi. Că prost am fost când am fugit de acasă, prost când am fugit de pe șantier și mare prost am fost când m-am lăsat de învățătură. Mamă! Eu sunt sigură că Sândel o să prindă gust de învățătură. Da, da, în primul rând trebuie să învețe să muncească. Adică cum, iar pe șantier, să mă duc iar, să mă... Da, și pe șantier dacă o să trebuiască. Da, da, da. Eu, de fapt, am vrut să mă fac marinar. De-aia am fugit de acasă. M-a luat de pe șosea un șofer de pe un camion. M-a întrebat, unde vrei să mergi, puștule? La mare, zic. Și unde la mare, mă întreabă el? Păi nu știu, zic. Unde mă duce mata nene? A râs pe urmă și după aia m-a dus drept la un șantier de pe lângă Făgăraș. Căutam ca prostul marea prin Făgăraș. Vă să nu m-am vis așa. Unde e mare nene, l-am întrebat. Mi-a dat un ghion și un brânci afară din mașină, apoi m-a lovit, mă rog. După aia mi-a strigat să merg tot înainte până dau de mare. Și s-a dus. Singurul mijlocul drumului, fără mare. Firea să fie de viața murtă. Nici mare albastră, nici pescăruș. Sună! Stai, lasă că răspund eu. Alo? Da? Cine? Ce număr căutați? Da. Da, dar la numărul ăsta nu stă niciun... Cum ați spus? Fărămiță? Oleu, mamă, m-am ars. Nu, n-avem așa ceva. Sândel? Spune, ce cu tine? Ia, hai, stai jos. Hai, vino lângă mine. Liniștește-te. Domnișoară Zoica, Eu am dat telefonul dumneavoastră cuiva. Nu, așa e? Nu, să nu credeți asta, mă jur, zău.
Rămiță? Așa îți spun băieții, nu? Așa, da, așa. Serios, adică nu sunt vinovat, am dat ea de vreo numărul dumneavoastră, dar la cămin. Că dacă mă caută de acasă să știe că ai mii de mine, mă crezi, te rog, pe cuvântul meu de onoare. Bine, te cred, Sunel, te cred. Și mă alungați? Poate că nu. Poate că da. Depinde de tine. Hai, gata, nu mai plânge. A, domnișoara Marina, intrați. Este întuneric, a? Ia zi. E așa de frumos să visezi, domnișoara Marina. Vedeți? Uitați, am descoperit o stea. Steaua aia de sub carul mare. Uite acolo, sub oiște mai jos. Una mare. Da, o văd. Eu cred, adică visez. Da. Că este steaua dumneavoastră. A mea? Păi luminează atât de tare. Auzi, dar pun pariu că ai stat aici să visezi la lună și la stele... pentru neric și n-ai învățat nimic. O să se supere Zoica, ca să știi. O să învăț, dar m-am luat și eu cu jucăria asta de calculator. Dracu' ăsta mic, drăgușorul ăsta, îmi dă răspuns la tot ce-l întreb. Așa e. În casa dumneavoastră, nu știu, mi s-au deschis ochii și nu vreau ruptul capului să-i mai închid. Am învățat în 3 săptămâni mai multe decât în toți anii mei de viață. Am mărât asta mea de viață. E, dar ești băiat deștept, Sândel, tu. Și de acum încolo, ce crezi? Toate drumurile o să-ți fie deschise. Eu sunt convinsă de asta. Poate că și steaua aia acolo, aia mică, știi? Aia o va străluci și ea cândva. Să știi că Zoica are încredere în tine. Auzi și spune fetelor când se vor întoarce de la concert să nu facă zgomot, da? Că și eu am de învățat. Gata, hai! La treabă amândoi, l-am învățat! Băi, Jeanne! Tu crezi că te lescați? Ascultă cine la mine! Bagă-ți bine mintele în cap! Dacă nu te arăți cu la locul știut, frate, băieții au hotărât în spația de petrecane, uite! Fărămiță te fac, bă! Fărămiță! Te rade, bă! Și află că degeaba te ascunzi în pustele moarța foalelor care te oblojesc. Nici tu, nici ele, nu ne scăpați! Bă, s-a înțeles? Salut! No, încă nu înțeleg. Nu înțeleg, nu pot să înțeleg. Pentru Serios? Că nu e nimic de înțeles. A șters-o, hoțește și atât. Să-i mulțumim că nu ne-a golit și casa. Angelica! Nu vorbi așa. Da. Nici eu nu înțeleg. Chinui mintea, nu-l credeam în stare. Da, nici eu stătusem mult de vorbă cu el, mult de tot. Speram la un moment dat, eram sigură că s-a făcut om. Vorbea așa de frumos, da, așa era... de frumos, vorbe frumoase, vorbe mieroase. Păi sigur, la așa ceva era foarte priceput. Ai, nu pot să cred, nu pot. Da, o să se întoarcă, sunt sigură. Da, și normal, cred. Da, te cred. Normal că o să se întoarcă. O să se întoarcă cu derbedeii lui. Angelica. Să ne jefuiască. Poate chiar să ne omoare. Dar nu ai vorbit prostii, Angelica. Ești prostii. Vrei să o sperii pe Marina? Ba să știi că mie nu mi-e frică de el. Nu mi-e frică, ia te uite curajoasa. Parcă în seara când l-am adus aici, ți-era frică și să te apropii de el. Da, normal. Pentru că atunci nu-l cunoșteam. Ei, uite, acum îl cunoști. De adevăratele. Hoț, mincinos, haimana. Poate și ucigaș. Asta e prea de tot, Angelica. Serios? Auzi, nu folosi cuvinte din astea. Tu habar n-ai ce spui. În fond, ce-a făcut băiatul? A plecat, da? Mm-hmm. Păi s-o fi săturat să-l tot dădăcim. Da, da, sunt convinsă că de asta. Pe mine mă doare mai mult lipsa lui de recunoștință. Asta e. Dar nu poți să-l acuzi pe nedrept. Asta ar fi o crimă. Eu una spun drept. Sunt bucuroasă că a plecat golanul de aici, da? Ducă-se pe pustii. Și să vină când l-o chema eu. Ești o bestie! O bestie, Angelica, n-ai pic de suflet. De când l-ai adus, nu l-ai putut suferi. Dar nu l-ai putut suferi, l-ai brutalizat. Da. Ne-ai obligat și pe noi să-l terorizăm. Da. Apoi tot timpul ți-ai bătut joc de el. Ia mai termină. E. Și vezi-ți mai bine de lecțiile tale. De când te tot învârtești pe lângă satirul ăsta. Angelica! Oh, nu ți-e rușine să vorbești așa, satir? Da, satir! Și nu mi-e rușine să-i spun așa. O fi ademenit-o, ce știu eu. Oricum, din cauza lui, a luat pentru prima oară un 4 la fizică, da? E adevărat, Marina? Da, e! Și ce? Se poate întâmpla oricui.
Și nu vă ce amestecare să îndel în chestia asta, chiar nu. Numai încurcături ne-a făcut băiatul ăsta. Victor s-a supărat pe tine, Zoico. Dan, săracu, nici nu mai îndrăznește să telefoneze. Spune că a repezit Marina în așa hal încât s-a săturat de crizele ei. Ducă-te sănătos. Dar nu știu, ce-o fi având băiatul ăsta de v-a sucit mințile la amândouă, nu înțeleg. Zoico, tu ești cea mai vinovată. Ți-am spus, da sau nu? Să-l dăm pe mâna poliției. Vai că mi-e milă de el. Vai că o să vezi ce băia bun e. Vai că o să vezi ce om o să fac din el. Rezultatul? Trebuie să ne ferecăm în casă. Și să mai punem încă o iară la ușă. Dar de ce? De ce, Angelica? Ți-e frică de el? Vai, ți-a pierit ție curajul? Ești grozav de curajoasă numai pentru Neri când poți stăbără cu pumnii pe om? Poți mai nu fi obraznică. Sau vrei și tu să-mi verifici cum ea? Da, Angelica. Ia. Hai, ai nebunit, mă. Dar las-o să văd și eu până unde merge cu așa zisul ei curaj, că nu mai m-a nebunit. Hai să te văd. Mai potoliți-vă, Marina, Angelica, băi. Lasă să dea. Măi, că mă fie rușine. Gata, hai. Marina, iartă-mă. Hai, iartă-mă și tu. Bun, gata. V-ați liniștit? Da. Cred că luna asta plină ne-a nebunit pe toate. Priviți ce frumoasă e. Să știți că e cineva la ușă. Ce? Mă duc să văd. Fii atentă. Nici o grijă, Angelica, pus și zăvorul și lanțul. Ia, am găsit plicul ăsta. Cine? E de la Sandel. Serios? Stai, hai să stăm jos. Stai, da. Cine o citește? Eu nu, că am un nod în gât așa. Da, și eu nu știu, îmi trebuie rămâinile mie, da. O citesc eu. Așa. Dragele mele binefăcătoare, să nu fiți supărate pe mine. M-am dus la poliție și le-am spus tot ce știu. Am mărturisit tot. Și m-au înțeles și mi-au dat drumul. Acum nimeni nu se mai poate să vă facă niciun rău. Acum nimeni nu se mai poate să vă facă niciun rău. Iertați-mă. Trebuia să vă spun totul din prima zi. Am crezut că golanii îmi vor pierde urma, dar m-au găsit. Erați în mare pericol și nu mi-aș fi iertat-o niciodată. Vă mulțumesc din suflet pentru tot. Vă datorez totul. Știu acum că o să fiu de azi înainte așa cum m-ați învățat. Și va veni o zi când vă veți putea mândri cu mine. Vă doresc multă fericire. O să-mi fie foarte dor de voi. Cu nesfârșit respect și recunoștință, Sandel. Ați ascultat Karate Sentimental de Dina Cocea. Distribuția a fost următoarea: Zoica, Medea Marinescu; Sandel, Cristian Iacob; Marina, Oana Răsuceanu; Angelica, Daniela Ioniță; redactor, Marina Spalas; regia de montaj, Florin Bădic; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, Mihnea Chelaru; regia artistică, Vasile Manta.